Ziua de sâmbătă începe cu o veste bună, respectiv 5 oameni noi pe raportul de joc. Nagy, Buzle, Cristescu, Codrc și Dobra. Cu Minaur are gânduri mari în acest sezon, victoria meciul cu Călăraș era considerată una obligatorie. În schimb, jucătorii au avut parte de o înfrângere la scor, 9 goluri diferență și o tristețe enormă. Băimărenii au funcționat bine, 25 de minute după care s-a întâmplat ceva. După un început pozitiv pentru călărășeni, 4-2 în minutul 7, Minaur a egalat și a condus în cvastolitatea timpului de joc, ultima oră, 10-11 în minutul 22. Apoi Dunărea a marcat de 4 ori la rând, 14-11 în minutul 29. Iar Bera a închis tabela în prima parte. În partea a doua, jocul băimărenilor a stagnat. În mare parte au luat 18 goluri și au marcat doar 11 și Călăraș s-a desprins pe măsura scurgerii minutelor, având chiar și 11 goluri avantaj, 28-17, minutul 48. O înfrângere dureroasă care vine după alte două eșecuri, doar că în partida cu Constanța. Băimărenii chiar au ratat la Mustață un egal. Minaur va reveni acasă după acest meci, urmând să câștige la Masa Verde jocul cu Focșani din runda 9.